Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, vă invită la ora de veche. Suntem în studio Epoch Times, avem destule lucruri de vorbit, mai multe de afară decât din țară. În țară e veșnica noastră poveste de Dâmbovița, asezonată cu înjurături, cu bapamătii, cu discursuri absolut năucitoare în vulgaritatea și în nici nu știu cum să o numesc, degenerescența lor. Nu cred, n-am crezut vreodată că aud astfel de vorbe pe televiziune românești sau că hârtia rabdă astfel de inventive. Bună seara, Adrian Sturza. Bună seara, Nicoleta Savin. Bună seara telespectatorilor noștri. Foarte interesant că noi în România parcă ne învârtim în cerc, dar n-am spus-o eu. Cred că orice om care are puțin spirit de observație constată asta. Vorbeam cu cineva azi și mi-am adus aminte de impresia pe care o aveam de fiecare dată când veneam în România pe vremuri. Veneam des din Canada, o dată pe an, poate o dată de două ori pe an câteodată. Și se întâmplau două lucruri. Unul e că nu se prea mișca nimic. Și al doilea că lumea vorbea din ce în ce mai urât. Vorbea murdar. Și n-am constatat-o numai eu, aveam un cer de cunoștințe, prieteni în Canada, români, cu care ne mai vedeam la un pahar de vin și unul dintre ei avea o teorie. Și teoria lui e așa. Dom'le, vorbesc limba învingătorilor. Acum nu pot eu să vorbesc acum să specific exact care erau învingătorii și ce și cum, că o să iasă cu scântei și nu vreau să fac asta. Dar ce să faci? Până la urmă există o dezumanizare în societatea asta. Să trec pe asta, apropo de introducerea pe care ai făcut-o tu, că nu mi-am propus să vorbesc despre asta, mi-am propus să vorbesc despre faptul că la suprafață așa noi ne porcăim, pe Europa se ceartă cu Rusia, Rusia se ceartă cu Navalny și cu dizidenții, Biden se ceartă cu pereții, da? Și zici, dom'le, e business as usual, dar nu e. În underground, ce o să zică lumea că sunt conspiraționist, dar asta e o știre din... Asta nu e o știre. Nici asta nu e o știre și nici o conspirație. Sigur nu e o știre. Ce vrei să spui, că sunt conspiraționist? Nu, că au mai zis-o și alții. Nu e o știre nouă. N-am spus că ești, Doamne. Dar pentru câte unii, dacă gândești singur și raționezi și nu iei de-a gata, ești din tipic. Se cheamă conspirație. Și sunt confortabil cu asta. Coasta de Est. Gmail-ul căzut, Slack căzut și cloud-urile de la Amazon. Acum, când zici cloud-urile de la Amazon, spui 10.000 de web-uri și de platforme. S-au căzut. De știre de 2 minute, 3. Da. Marți după amiază. Impactând companii, evident. Vorbim de cloud-urile de la Amazon, vorbim de serverul nostru de nu știu în ce cameră pe aici. Nu? Mai complicat de atât. Jeff Bezos este foarte trist, bănuiesc. Nu știu dacă e trist. Problema e că te întrebi, da, Google, ăștia de la Google, cum să zic, au ceva infrastructură. Da. S-o dai jos pe aia, nu e ca și cum a dat Dorel cu camionul peste o fibră optică. Nu e așa. Eu ți-am trimis o fotografie astăzi a unui... Fii de la exploziile astea solare. A unui tip din state, foarte fotograf profesionist, foarte mirat că în momentul George Washington și Casa Albă erau în întuneric. Da. Dar asta era știrea din 24 sau 25. 25 dimineața. Nicio luminiță. În zori. Da. E puțin ciudat și uite... Zona aia s-a întunecat așa, s-a întunericit. Zona era întunericită și nici papa nu se simte prea bine. Ca să nu mai vorbim de... Sciatica, Batorina, și tu ești căutător de nod la papură. Premierul Italia. Când ai sciatica, ai sciatică. Există... Da? Da, așa se spune. E bună și sciatica asta la ceva până la urmă. Știi că poți să te ascunzi după dumnea ei. Dar... O zic că lumea că suntem deja prea conspirați. Nu ce poți conspiraționism? Să... Trecem în revistă niște lucruri întâmplate. Asta nu e conspirație. Și pe om îndurea spatele. Sunt fapte. Și până la urmă, manevra Lorenții se pare că a dat... Roade. A dat roade. Mm-hmm. Asta, premierul italian, Giuseppe Conte, a zis, domne, demisie.
și o anunțase de ieri. Uh-huh. O depune azi, mâine încearcă să investească un alt să formeze un alt guvern, dacă o putea, dacă nu o putea, nu o putea. Păi nu, de ce a făcut-o? A făcut-o în speranță, că așa, cu cât are acum majoritate, nu trece nicio lege. Așa. Adică e un premier care stă să doarmă la... Da, e mâncat. Oricum, guvernul italian. Nu știu dacă lumea știe, Conte ăsta e profesor. Da. Și e răsărit din boschet, practic. Foarte interesant asta. Dacă mă gândesc la partidele italienești care preluau puterea, dacă mă gândesc la Forța Italia sau cum se chema ea, da? Forța și Forța Nordului. Da? Nu, stai, era Liga Nordului, Liga Nordului, Matteo Salvini, pardon. Care e da. Și el. Cum, și, da, ce probleme? Partid a ajuns la putere, da? Cinque Liga Stele? Ce, cum Cinque se... Stele al Mai, da. Care e un fel de USR al nostru. Cam pe acolo. Nu? Paralelele astea sunt destul de găunoase. Că riști să te prinzi din ei. Niciun caz nu e asemănător cu alt caz. Eu spun așa, nu? Că în Italia de câtva timp nu mai sunt niște partide sănătoase. Da? La putere. Și când erau sănătoase, cine era? Berlusconi? Tot, vai de capul nostru. Nici nu era sănătos și tot cădeau guvernul și pe vremea lui. Da. Dar ce vrea acum să facă Matteo Renzi? Conte vrea să obțină majoritate. Da, și el să întreb pe tine, are de unde? Păi nu știu, că eu nu sunt analist pe politica italiană, dar sunt niște sondaje care spun că 5 stele o alunecă ușor. Uh-huh. Acum, atât din mai ăsta, cât și premierul italian, au făcut manevre pro-China, foarte dubașe, cred că e cuvântul. Uh-huh. În sensul că s-au apropiat foarte tare de ei. Se apropie de China, ceea ce englezii numesc un liability. E cu probleme. Zilele astea. Deci, că trăim într-o epocă în care... Nimic nu mai e la face value. Dacă cineva își închipuie că deschide Digi sau, ne mai vorbim, la Antena 3. La Antena 3 poți să o vezi pe șoșoacă și tot te... măcar te miră. E seara. Te zguduie. Îți zguduie conștiința. Da? Dar la mainstream media, să nu numim... Și imaginează că tot ce vede pe sticlă, aia e. Părerea mea e că mai devreme sau mai târziu va acumula un deficit informațional care îi poate pune în pericol sănătatea. Dacă nu cumva viața. Oricum deciziile... Dezinformarea dăunează grav sănătății mentale. Nu e vorba numai de dezinformare, ci se dezinformează prin mușamalizarea știrilor, la greu. Acum zici, domnule, nu au curaj să le spună. Unele dintre ele chiar sunt ciudate. Pentru unele te înjură. Asta e minciună prin omisiune. Nu știu, eu nu sunt de părere că omisiunea e o minciună. Am discutat chestia asta de multe ori noi doi. Minciuna este deformarea adevărului intenționat, a nu vorbi. Universul ăsta, dar de tot fapt, intenționat nu vorbește. Da, universul ăsta, de fapt, nu vorbește cu o grămadă dintre noi. Dacă du-te pe un vârf de munte și ascultă, să vezi că nu se aud foarte multe lucruri. Se mai aud ciori, se mai aud tot felul de rozătoare, da. Știi? Există niveluri în astea de conștiință, de realitate fizică, hai să o vorbim așa. Ele nu, nivelurile mai fine, de obicei tac. Nu ai foarte mare acces la ele, decât dacă ai acces, dar marea majoritate a oamenilor sunt în realitate imediată. Ce mănânc, ce beau, s-a stins lumina, s-a aprins, mă doare burta, de astea, vreau bani. Vreau mașină cu 6 cilindri, dacă am 6, vreau 12. De-astea. Mai ales aici în România. Dar realitatea, există infiniți ăștia mici de ori din 2, 3, 5, 20, câți ori fie ei. Se manifestă foarte, foarte greu în societate, între oameni. Trebuie să fii foarte atent cu ei. Să-ți dau un exemplu. Tuturor poate că ne plăcu matematica sau poate că nu. În matematică, la un moment dat, inventaseră o chestie care se cheamă numere complexe. Foarte interesant. Care era un fel de superset al numerelor reale. Deci astea reale sunt de înconjoare pe noi și s-au zis, domne, complexe. Nu știu cum să le numească, au numit complexe. Care aveau, pe lângă numerele reale, aveau un superset care ce făcea? Practic, era o invenție făcută pentru fizicieni, că până la urmă matematica e o chestie cu care lumea pictează, de fapt. Pictează o realitate de care au nevoie fizicienii, au nevoie de modele matematice ca să înțeleagă unde trăim și de ce ce căutăm pe aici. Mă rog. Nu. Să măsoare. Că ei nu răspund la întrebarea de ce căutăm pe aici. Ei măsoară. Și încearcă să explice. Deci n-au reușit să explice mai nimic.
Dar măcar măsoară și măsoară bine. Și atunci au nevoie de modelele astea. Și la un moment dat se întâmplau niște lucruri care veneau dintr-un plan imaginar, că așa se cheamă ăla chiar, imaginar, foarte interesant. Imaginarul ăla, din când în când se reflecta în real. Păi despre ce vorbim aici? Prindea viață. Da? Aceea radical din minus 1, eu ăla mic pe care toată lumea, e un număr imposibil. Sfidează regulile. Și atunci cineva a zis, domne, nu, trebuie să formalizăm pe hârtie un mod în care lucrurile complet neașteptate să poată fi puse într-o ecuație. Despre asta vorbim. Să cuantifici vedere negre. Cum a zis unul dintre puținii intelectuali, după părerea mea, ai României, domnul Patapievici, partea nevăzută conduce totul. Dar puține lume. Eu nu știu cum a ajuns Patapievici la... Că nu ajungi ușor la... Că da, una e să spui, domne, există o parte nevăzută și uite, din când în când o simțim. Și încep, trebuie să ai curajul să o studiezi fără să poți să pui mâna pe ea, că nu o vezi. Dar ea există. Și trebuie să ai curajul să zici, stai așa că nu e, nu tot ce mâncăm aici se vede. Există și altceva care nu. Una e să ai curajul să o recunoști, puțină lumea are. Și după aia trebuie să ai curaj să vorbești despre ea în condițiile astea de a te spăla pe creier, mulți dintre noi, e chiar mai complicat, da. Trebuie să o probezi. Trebuie să începi să ți-o imaginezi, cumva, fără să ți-o imaginezi foarte tare, probând. E o metodă care, deși nu e pe cale logică, trebuie să știi cum operează, trebuie să te învețe cineva, trebuie să ai profesori. Apropo de Horia Roman Patapievici, aceste lucruri puteau fi anticipate în excepționalul lui volum, al doilea de numai așel, Cerul văzut prin lentila. Două volumere la început, Zbor în bătaia săgeții și Cerul văzut prin lentila, ambele extraordinare, nimeni nu le citește, îl judecă superficial și îl calcă în picioare, fără de temei, normal. Pentru că este un din adevărații intelectuali ai României. Iar povestea cu... Partea nevăzută conduce, își găsește apoteoza în ultimul Culianu. Iarăși un studiu, super studiu. Dar cine să îl aprecieze pe Patapievici în România? Iar tratatul lui despre ură este mai actual ca oricând, nu doar în România, ci în toată lumea. Eu îl aș trimite lui Biden cu dedicație. Nu. Nu? Nu l-ar citi? Nu. În primul rând că... Cam am văzut că inventariază ideologii, vrea să le groape, nu știu ce să le facă. Ajungem și acolo. Da. Că e interesant. Uh-huh. Astăzi am postat un articol scris de Phil Klein, care este un cred că fost procuror al statului Arkansas, dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă înșel, sau Arizona, una din astea două, n-are importanță foarte mare. Director al proiectului Amistad la Thomas More Society, care e o societate cu mulți avocați pe metru pătrat, conservatoare, și care încearcă să facă un lucru, niște băieți destul de titrați. Uh-huh. Atât pe ambele maruri ale Atlanticului și în Marea Britanie și în... Și care spunea că ce se încearcă acum în Statele Unite este pregătirea unei perioade de timp în care SUA va fi condusă de un partid unic. Suntem deja acolo, după părerea mea. Acum doar formalizează. Dar hai să ne întoarcem. Foarte important, dacă lumea l-ar citi pe Patapievici, noi n-am putea să fim unde suntem. Păi nu, dar nu e mai ușor să-l judeci fără să-l fi citit? Bă, nu e o vină că nu citești, dar măcar lasă-l în pace. Caracteristica societății românești e și în alte părți, dar aici e mai pregnantă ca în alte părți, așa mi se pare mie. Este că tot ce nu înțelegem, distrugem. Adică în acest om s-a dat și la propriu și la figurat. A fost lovit, scuipat, înjurat și nu mi se pare corect. De niște oameni care n-au citit un rând din el și habar n-au avut Nici măcar nu e vorba de un scriitor sau de Patapievici sau de... E vorba despre un sindrom groaznic de sinucidere. O societate care nu are grijă de virtuți, care nu promovează virtuțile și valorile, va muri, se autodistruge. S-a întâmplat în istorie cu orice mare imperiu.
în momentul în care aveau virtuți, da, virtuți militare în cazul romanilor, se duceau și pacificau, așa numită Pax Romana în Orientul Mijlociu, cât a ținut, civilizau. Era ok. În momentul în când toate astea au fost date uitării și au început să alerge servantele prin parcuri ca sport național și aveau 120 și ceva de sărbători unde nu puteai să lucrezi și totul a degenerat într-un fel de lăcomie care nu ducea nicăieri, totul s-a prăbușit. Bineînțeles că fiind un imperiu militar mare, trebuia să fie un agent patogen. În cazul lor nu s-a numit COVID, s-a numit barbarii care băteau la porți. Dar civilizația era moartă. Pentru că uitase să susțină virtuțile care au format-o. În România noi avem, că nu avem niciun imperiu aici. Avem un imperiu de hoți, eventual, dar e mic. E așa un fel de... Noi ce facem? Noi ne batjocorim valorile. De-aia și pleacă. Le batjocorim, nici măcar nu le lăsăm. Și foarte interesant, ai zice, domne, așa e pe zonă. Nu e așa. Nu e așa. Turcii nu fac asta. Turcii au o clasă de intelectuali, au grijă de ei, intelectualul ăla are un rol. Da. Rolul lui e să mențină niște lucruri. Nu le prea mai mențin nici ea. S-a cam terminat și la ei. Asta vreau să spun, că Erdoğan are grijă să-i trimită în închisori. Dar oricum nu se compară. Nu se compară cu noi. E adevărat. Nemții au elita lor și au drept. Elitele astea sunt într-o oarecare măsură corupte. Nu vorbim de faptul că ăștia, societățile, nu sunt cum ar trebui să fie. Ele, după părerea mea, sunt destul de dezintegrate. În orice caz, eu vorbesc de o comparație aici, amestecăm una cu alta. La noi nici măcar nu poți să vorbești de așa ceva. Rușii au niște elite. Măcar, bun, nu vorbim de oligari, că ea nu sunt elite. Nu vorbim de... Dar măcar în beția lor nihilistă, că despre asta, le-a rămas o genă care zice, nu, ai nevoie de oameni de știință cum trebuie să-ți facă armele alea. Ai nevoie de, măcar de jucători de șah. Au cât le-a rămas o genă acolo, în care, dom'le, prețuiesc valorile și virtutea. Pentru că una la mână, că valorile nu sunt foarte, sunt foarte greu de găsit. Oameni valoroși nu sunt pe toate drumurile. Arată-mi în România intelectual greu prețuit în timpul vieții și în această țară. Una la mână, că o grămadă de, așa zis, și intelectuali sunt falși. Corect. Îmi pare foarte rău. Nu vreau să jignesc pe mine și n-am să povestesc nume, dar uite-te la analiști, nu mai vorbim la analiști de presă. Total necinstiți. Total necinstiți. Și o fac conștient. Nu e vorba de dezinformare aici. Mint cu nerușinare pentru agende dintre care mai stupide. De cele mai multe ori, bani. Bani. Asta e stupid. Nu mai vrea nimeni să lase un nume. Nu, toată lumea este ancorată în concret. Vorba lui ăsta sună de parcă e frază făcută Adrian, de... Pentru că unii au ajuns să creadă Gelu faptul Voican. Că fac și desfac guverne ancorați și că sunt invincibili. ancorați în realitatea clitoridiană, ar zice Gelu Voican. Știi? Adică, bă, ok, și după aia ce? Ți-ai o mașină, e frumoasă, da, foarte frumoasă. Și ce faci cu ea? Că aici e problema asta, ai zici, dom'le, au fost săraci, am fost toți săraci, comunism, idiotul ăla de Ceaușescu, uite ce ne-a făcut, da, bun, e de înțeles. Și zici, dom'le, dă-le și lor acolo, să se îndestuleze. Da? Băi, ți-e foame, știi, îl pui pe unul la masă, n-am mâncat de o săptămână, îi dai, mănâncă orice, îi dai, până-i se face rău. Da? Și după aia zici, bun, vomează, mâine vine din nou, îi mai dăm. Cât o să dureze treaba asta? La un moment dat trebuie să zici, bă, gata. Hai, trecem și la altele. Bun, da, mâncarea aici, hai, bun, vorbim și de altceva. Chestia asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Nu se mai întâmplă. Deci 30 de ani, e mult. Bun. Sunt mai multe generații de nesătui. Că vin, unii pleacă alții. Ei se retrag, se duc frumos în Elveția, la Nisa, unde se mai duc ei. Și vin alții. Da. Și te gândești, doamne, bun, dacă vrea cineva să oprească asta? Și răspunsul e, nu. Nimeni. A ajuns un mod de viață. Asta e standardul.
Și te miri și zici, domne, o să vină un partid politic. O face să mulți, cad de râs de pe scaun. Ce partid politic? Din cine să vine partidul ăsta? Din marțieni? Că ăștia sunt gata corupției. Când intră în politică, se gândesc cum să pună mâna pe joburi, să-și bage prietenii. Se gândesc cum să treacă în declarația de avere împrumuturi, ca ulterior să poată justifica, din care eu nu cred, să fim serioși, ca ulterior să poată justifica banii și să-i albească. Banii pe care i-ar obține pe căi neortodoxe. Să-i albească e un mod de a spune că și pe Chirimal au prins cu niște sume exorbitante. Bă, el e mai bogat de felul lui. Așa. În toate partidele politice, politicienii nou intrați în Parlament, oameni care nu au fost niciodată unii dintre ei parlamentari, au învățat moda împrumuturilor trecute în declarația de avere, cât ca după aceea banul obținut pe sub masă să poată fi pus pe masă pe post de ban alb. Problema e, și peste toate astea, pui o uimitoare nu e vorba numai de indecență, e vorba de faptul că parcă nu ne interesează memorie, nu avem memorie, de exemplu. Și problema cu memoria e, memoria e o chestie foarte vitală, folositoare. Nu, dar e vitală memoria, dacă nu vrei să... N-avem respect față de înaintași. Exact, e ca și cum, dom'le, dacă eu nu țin mâine minte ce mi s-a întâmplat azi, iar mă scol și încep. Cum aprind la gazul? Da. Ce e asta? Pâine? Cum o tai? Uite așa, o tai. Da. Ce faci? Te reinventezi în fiecare zi. Reinventezi roata de la zero. Da. La zero în fiecare zi. Clar că nu ajungi nicăieri. Adică nu trebuie să fii foarte inteligent și nici să ai școală ca să înțelegi că, bă, tată, e jale. Nu mai vorbim de scrisoarea lui Nacșu la 1521. Când de-abia se menționa... Impactau de știre, când afară erau catedrale și universități. Deci a plecare către studiu așa, tradițional, ai spune că e complicat. Valori m-ar mai fi pe aici. Dar răsar din nean, nu știu de unde răsar, de ce. E clar că e cad de sus. Mă rog. Mă uitam, publicase cineva, cred că Adevărul, niște poze. Una, cred că am și scos-o. Ia să rugăm noi regia. Dați-ne și nouă o poză de la Solești. Solești 1, Solești 2, de la Adevărul, cred că Solești. Palatul Elenei Cuza. Da. Păi ce suntem, animale? Ce suntem? E o bucată de istorie a României. Da? E prima doamnă a României. Omul ăla a reprezentat și el ceva. Până la urmă a reușit să unească două lucruri. În ciuda mașinațiunilor rușilor, care evident că n-aveau chef să ne unim noi acolo, că era mai bine să ne țină dezbinați și proști. În ciuda mașinațiunilor interne, unul dintre ei fiind Mihai Sturza. Se știe treaba asta, nu e nicio problemă. Că dacă îl cheamă capul meu, înseamnă că e ceva de capul lui, glumesc. Da? Oamenii ăștia au făcut istorie. E istoria ta. Așa cum părinții tăi au poza. Uite, mă, prostule, aici ne-am cununat, ne-am dus nu știu unde. S-au întâmplat niște lucruri. Cum să zic, e un fel de respect față de lecțiile pe care le-ai învățat, evenimentele care te-au format ca nație, știi, față de toată suferința aia, că timpul ăsta care trece peste noi, lasă dâre de sânge și de suferință. Și zici, doamne, uite, au făcut și oamenii aia ceva. Doamna asta avea un palat, hai să nu furăm cărămizi din gard sau din pereți. Că nu suntem sălbatici. Cred că putea face 10 emisiuni despre locurile mustind de istorie din țara asta, care îți bagi lăsate ocurite în paragină și călcate în picioare. Spre locuri pentru care alții s-ar, cum să spun, și-ar da o mână și un picior să le aibă. Știi? Da. Noi le avem și nu le respectăm. Deci, astea sunt valori. Și mai sunt lucruri care nu sunt valori, care chiar n-ar trebui să ne mândrim. De exemplu, Ceaușescu. Ia dați-mi și pe mine pe grohăitor. Ăsta e. Uită-te, domne, la el. Marele vânător al... Uită-te, domne, la bufleiul ăsta idiot. A 26 ianuarie. Și plâng băieții ăștia. Uite, domne, ăsta, ăsta ne ținea pe noi cu lumina stinsă, mort de frig, băgat sub plapumă, da? Cu mâncarea mai ciudată, cu benzina mai ciudată, nu puteai să te duci nicăieri, la ruse de-abia dacă te duceai și tu la bulgari. Dacă ciripeai și dădeai și făceai sau aveai vreo pilă, treceai până la în Rusia să vezi brânza telemea pe acolo, până românească. Nici acolo nu ajungeai dacă nu erai sigur.
Da? În Rusia nu, se nu, mai ajungea. Nu, nu, nu. Mai nici te cu sindicate, cu... plimbai dacă nu erai sigur. Dacă erai nesimțit și cam înjurai partidul așa pe la colțuri, te ziceau și ziceai, tovarășe, ia stai, mai... du-te și vizitează țara, tovarășe. Ai văzut-o? Așa îi spuneam, așa le spuneam. Era placa de bază. Du-te și studiezi ce țară frumoasă avem și vedeți după aia, domnule, nu. În sfârșit, Bufleiu, te rog eu, regia, lasă-l pe ăla, că numai când îl văd îmi crește tensiunea. Asta mi-a mâncat mie 21 de ani din viață. Porcul ăsta. Acum el probabil, pe care unii astăzi, de ziua lui, îl plâng. Porcul ăsta. Sunt o mulțime de nostalgici care au dat reset la tot ce a însemnat rău și își amintesc că avea o casă și un serviciu. Avea o casă și un serviciu și... Nu spun cum le aveau. Și dacă te duceai să-ți iei o sticlă de coniac, de-abia o găseai. Ții minte și acum, erau rafturi pline cu, știi, cu același produs. Acum zici, domne, nu sunt bani, nu sunt bani. Conservele de pește. Eu cred că în România sunt mai buni bani decât, sunt mai mulți bani decât de când ne imaginăm. Iar dacă n-am votat pe nesimțiți ăștia, pe hoți ăștia, pe organizații ăstea criminale, infracționale organizate, am avea chiar mai mulți. Și am putea să și facem mai mulți fără să pupăm inel. Sputnicul promovează agresiv de 2 ani pe Adrian Năstase, nemaipomenitul ministru, da, care trebuie adus în fruntea țării. Da, da? Eu mă bucur. Eventual la președinția țării, nu neapărat premier. Eu mă bucur pentru așa. Asta. Ion Iliescu, acasă, bine mersi, pentru că și dosarul Mineriadei și dosarul Revoluției dorm. Alții ca ei, că nu vreau să fac acum o listă de oameni care n-au nicio problemă, dar absolut nicio problemă. Bine, faptul că una. Rusia întotdeauna ne-a băgat nouă pisici moarte pe sub ușă, știi? Da. Și zici, domne, nu ne plac. Nici noi nu iubim pe ei, nici ei nu ne iubesc pe noi. E o relație da, dar de ce mi-l bagi pe Călin Georgescu pe e gât? O dureroasă. De ce mi-l bagi pe George Simion pe gât? De ce îmi spui că Adrian Năstase e un sfânt? Tocmai ce ți explicam, că ni bagă pentru că nu ne iubesc. E ca și cum ai zice, deschide gurița că eu torn în ea arsenic. Uh-huh. Da? Acum, de ce ești prost să deschizi gurița? Exact. Ajungem la... Că asta e întrebarea. Zici, domnule, bun, ăla vrea că nu te iubește, dar tu nu te iubești? Nici tu nu te iubești? Și răspunsul e, nici noi nu ne iubim. Se mă tăi, luați de cap. Păi cum să te mândrești tu cu bufleiul ăsta? Cu idiotul ăsta? Cum să faci așa? Și asta e o rușine națională. Primarul la PSD-ist care îți spune că ți-a făcut o țară, ești un ingrat, Adrian Stursa. Ești un mare ingrat. Adică cum să nu recunoști tu ce a făcut, cum era farul din Carpați, cum mi se spune? Da. Nu mai știu cum, marele din Carpați. Încerc să-l caut aici. Să marele Carpați. Îmi pare tare rău că am ajuns nostalgici și neînțelegând că, de fapt, toate mizerile pe care le trăim acum sunt efectele ceaușismului. Că noi n-am ieșit din ceaușism și că, pur și simplu, acestea sunt efecte ale cauzelor pe care le știm până în 89. Trăim efecte. Încă acea nomenclatură a pus mâna pe putere, fie de partid, fie din servicii, fie de, din birocrația acelor ani, da? Și la birocrați bag de toate, gulere albe, că și pe atunci se lucra la bănci oportunist. Și pe atunci se lucra în diverse zone delicate cu venituri mari. Aceiași oameni au rămas să conducă România și sunt astăzi la putere și sunt votați, pentru că eu nu o să înțeleg niciodată cum un om în cătușe este votat, cum un om dovedit hoț este ales din nou, și sunt nenumărate exemple, cum există această capacitate incredibilă de a admira hoția, de a admira faptul că ăla e băiat deștept, se descurcă. E o validare personală. Da. E o validare personală a oamenilor care fac asta și care realizează că oamenii ăștia, hoții respectiv și bărfacerii, sunt ei criminali ce sunt, sunt un altă regulă. Se regăsesc în oamenii ăia. Pentru că dacă nu te-ai regăsi în ei, ai zis, uite la ăla, fugi de aici. Asta o dată. A doua este tocmai deoarece noi nu înțelegem că nu se ne meargă niciodată bine dacă votăm hoți. Indiferent dacă au ochii albaștri, dacă sunt grași, subțiri. Dacă sunt capitaliști sau dacă sunt comuniști. Nu poți cu hoții în frunte să duci, ce să faci? O patria hoților? Da, uite, iată-o. Ne place? Se pare că nu ne place foarte tare, că tinerii pleacă.
Cum să ne placă, cum să nu plece tinerii când agenția care ar trebui și v-a dat vouă astăzi în exclusivitate Ana Bircea în un interviu la Epoch Times, agenția care ar trebui să valorifice bunurile inculpaților sau pușcăriabililor, în loc să confiște acele bunuri și să le vândă, vinde capre, vinde motociclete, vinde biciclete, vinde nu știu ce mai vinde, vinde iluzii, ca să zic așa, și le lasă averile intacte la toți băieții ăștia și se închid dosare. Păi acum nu că țin cu Udrea și cu Ioana Băsescu, dar dosarul Brazilia al liderului Dragnea e închis, că e prescris, că nu sunt probe suficiente, e închis, da? Al casei pe care am văzut-o cu toți, documentată de Rise Project în Brazilia. După aceea, e închis dosarul și este achitat Mazăre pentru că a dat cazinou și nu știu ce a mai dat de acolo, de la Constanța, Palatul Regal, și nu știu câți kilometri de plajă și din Mamaia și din Constanța, la prețuri subevaluate. Și cine judecă? Un om care a beneficiat de un astfel de teren îl achită. Și îl achită, am spus. Deci achită, păi, noi suntem vinovați. Da, stai un pic, de ce nu l-au recuzat? Da, și, păi nu, că nu a putut fi recuzat, că nu, că ce să recuze? Da? Cine să-l recuze? Că nu s-a acceptat recuzarea. Parchetul nu are voie să recuze un judecător. Aici e statul parte. Stai un pic, asta nu e în regulă. Asta. Păi, e nedreaptă. În fine, asta chestiunea. Și cer 15 ani pentru Ioana Băsescu, dar ce a făcut, frate? Mult. Pentru că nu e bine să fie o campanie electorală. Au furat cu toții. Să-mi arate cineva o campanie fără bani murdari. Ok, da, 15 ani. Nu poți să ceri maxima de 15 ani. Da, da. 12 pentru Udrea, 15 pentru Ioana Băsescu. N-am nicio treabă, chiar nu sunt un fan. Cred dar că nu e de fan, e de genul ăsta de măsuri, de hai să ne reglăm conturile. Genul ăsta de lucruri, de exemplu, pe care le-a făcut Băsescu în campania electorală au fost jalnice. Da. A băgat-o pe fata aia acolo. Uite, ca să dau un exemplu, să nu zici că țin care cu PMP-ul. Zlotea. Zlotea, în primă instanță, ia 2 ani cu, sau 3 ani cu suspendare. Și a doua instanță, aia finală, îi dă 8 ani jumate. Mă, nu e aceeași instanță? Dar ca să nu-ți vorbim de oameni politici. Țin minte cazul unor taximetriști implicați într-o crimă de la Bihor. Prima instanță e achită și a doua instanță le dă 20 de ani de închisoare. Eu ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Că nu s-au administrat probe noi. Pe aceleași probe se judecă. Adică această justiție cu duble, triple măsuri, cu unii sunt de-ai noștri și sunt nevinovați și alții nu sunt nevinovați, sunt vinovați a priori din start. Știm noi că sunt vinovați. Cum? Sunt în altă tabără. Tipul ăsta de justiție chiar că trebuie să piară. Chiar că trebuie să piară. Și indiferent cine vine la putere, ar trebui să înțeleagă că Băsescu a câștigat pe țepele de la Palatul Victoria și nu le-a pus în practică, le-a promis doar. Nu stau să discut acum de ce nu le-a pus, dar nu le-a pus. Au fost niște arestări, după care totul a intrat în silențio stampa, după care a venit contrapartida justițiară pe care o știm după 2014 până în 2020, în ultimii 6 ani. Cine nu crede că ajunge în România și rămâne la putere promițând pe penal ceva și făcând contrariu, moare, pleacă din istorie. Deci nu ține, nu mai ține. Pentru că eu n-aș vrea să fiu părinte să învăț toți copiii în străinătate, luându-și câmpii din țara asta. Păi mulți fac asta. Da. Chiar n-aș vrea chestia asta. Sau se bagă în tot fel de învârteli. Pentru că rămân oamenii care nu au inițiativă, care s-au obișnuit cu inerția, care s-au obișnuit cu furăciunea, care pleacă capul, care nu au coloană vertebrală. Sau care nu poate să plece. Din și care nu pot, că au o vârstă, au o boală, au nu știu ce au. Da? Și tot ce înseamnă om care ar putea să ridice România în sus e peste graniță. Și să ne facem iluzia că acei oameni se vor întoarce, la ce să se întoarcă? Păi, uite, eu, de exemplu. Da, tu te-ai întors, dar ești excepția care confirmă regula. Nu înțelege nimeni, asta oricum nu va... Uite, domnule, s-a răzbunat Șoșoacă, boicot național împotriva Antenei 3, este un post mituit. Da, haide să vorbim despre Șoșoacă, pentru că se înscrie în... Nu vreau să fiu
că e un fel de e femeie așa și se duce la Gâdea. Și începe să facă pe șefa în platou. În platou. Acum ea e mai tumultoasă, așa e mai. Am văzut-o. Da, da, și Gâdea e orgolios. La mine da. Eu fac la mine în platou eu fac tot ce înseamnă cărți. Le bat, le amestec, le. Acum dacă vrei să puterea se poartă, nu? Gâdea este un gâde. Mm. Are și el acolo. Da, dar era și domnul... Un rost. Și domnul, cum îl cheamă de la evenimentul zilei, Mirel Curea. A, acolo. Mirel Curea, care se vorbeau despre COVID. O fi, nu o fi, cum, ce fel? Nu s-au decis încă, nu? Adică o ediție avem COVID, o ediție nu avem COVID. Păi în condițiile în care campion la reclamă pentru vaccinare este campion detașat, e Trustul Antena 3. Care prin posturile sale Antena 1, Antena 2, Antena 3, ZUTV, plus toate radiourile, plus nu știu ce mai posturile de divertisment mai au, că nici nu mai știu să le număr, au luat o mulțime de bani. Da, dă bine să luăm pe de-o parte bani pentru vaccinare și pe de altă parte să înjurăm vaccinarea în platou, nu? Păi întotdeauna au făcut așa. Da, de la PNL nu luau bani și îl înjurau pe Orban de dimineață până seara, îl aldeau și era și campanie. Și Bogdan Chiriac lua bani inclusiv de asta, la CNAIR. Așa vezi puterea. În regim Orban. Și asta înseamnă putere. Să poți să-ți permiți orice. Mm-hmm. Asta e putere. Asta spunem, că nu vor numai bani, Adrian Sâza. Unii vor putere. Unii vor să fie. Să strivească. Exact. Să fie. Uite, de altă parte. Domnul Cristoiu, de pildă. Domnul Cristoiu este atot puternic. Evenimentul Zilei TV, Alep TV. Unele dintre stelele astea, să știi că sunt căzătoare. Momentul în care vor apune se apropie din ce în ce, după părerea mea. S-a format o tripletă nouă. Astăzi a fost prima emisiune în triunghiu Dan Andronic, Mirel Curea și Robert Turcescu. Robert, mamă, ce naiba cauți Robert la evenimentul zilei? Păi ce să caute? Bănuiesc că faima a obținut-o deja. Caută, bănuiesc un loc de muncă, adică bani. Stai mă, frate. Toți avem nevoie de bani, dar nu de ce nu avem evenimentul zilei să ne prostituăm. Depinde câtă nevoie avem de bani. Măi? Nu, că există un standard, știi? Băieții ăștia. Părea mea că una din marile probleme ale influencerilor, ce să știa, analiști, habar n-am, este că se duc la patronii ăștia, câștigă bani, serioși așa, pentru România, care nu vrei să furi, mă rog, mai bine minți, sau mai bine nu, în sfârșit, nu intrăm acolo, după care se învârt roțile cumva și pici pe afară. Ce faci? Ai 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, ce faci? Ajungi la ce? Să te scobești, să faci ce? Să pui mâna, scrie articole? Ce să faci? Ce să faci? Adică te la... Pui faianță? Ce ai faci? Dreptate, pentru că eu cunosc multă lume s-a pârlit. Un personaj celebru, nu dăm nume, dar e titular. Da. Care, pentru că n-a putut să renunțe la un anumit standard și nivel de trai, da. A preferat să se dezică de tot ce a fost, numai banul să iasă. Se bagă în cocinetă. Nu? Adică, te la domne, eu fără bani și fără nivelul meu de trai nu pot să viețuiesc. Da. Și atunci, dacă nu mai pică de unde picau până acum, nu contează. Mă întorc la 180 de grade și bag degetele în ochi la cei care m-au ascultat 10 de ani crezând ceva despre mine și le demonstrez că sunt contrariu și ce vă pasă vouă, nu? Le demonstrează adevărul. Exact, adevărul. Voi găsi alți arată fraieri adevărul. Să mă asculte și să este o epocă a adevărului. Este o epocă a adevărului. Momentul ca în care... 1984, da? Orwell să trăiască... O epocă a adevărului care a început și nu se va termina chiar imediat și în care vom vedea chiloții tuturor. Mai curați, mai murdari. Cum sunt ei? Ce să faci? Mă, până la chiloții ăștia europeni de care vorbește Bădulescu referindu-se la Ana Birceal, până la amante și Bădulescu alte instrumente... Bădulescu este în ieșirea față Ana absolut infect. Când am spus de dialog abominabil, deci discuția la prima abate. Din platou România TV între Ciutacu și Cumpănașu este tot ce am văzut mai urât, mai abject, mai vulgar, mai... nu mi-am putut închipui că niște oameni uită că au niște lavaliere în piept și au de o țară și
își spală rufele în halul acela vorbind despre amante, despre penis și despre alte instrumente și despre șantaje și despre toate cele în studio și despre cum își iau unii alții bani în plic și despre cum se face videochat și am rămas înmărmurită. Nu mi-a venit a crede. Cum nu mi-a venit a crede că domnul Bădulescu, care este brațul armat al doamnei Fira, poate să atace o femeie, indiferent care ar fi aceea. Dar limbajul... nu e la prima abatere. Bun, nu știu câta oară o face, dar totuși. Până la urmă ei se va înfunda. Când? Păi nu. Că știi care e treaba? Sunt două... Iar ajungem la partea nevoastră. Iar ajungem la țepele de la Piața Victoriei. Se pot face două lucruri aici, dacă societatea e sănătoasă. Își zice, te scoate în afară, zice, bă, băiatule, mai du-te tu și mai plimbă-te și vii viața următoare sau când vii. Asta dacă societatea e sănătoasă, dacă societatea nu mai are anticorpi pentru mitocănie și bădărănie și toate astea. Și aș zice, lasă că înjură și el un pic. Nu, că ăla face, nu înjură numai pe o anumită femeie, ăla înjură toate femeile. E ca Lavric. Lavric când se răzbună și scrie cartea aia nesimțitoare despre femei, îi dă un fel de, îi dă un lustru de nivel de principiu, da? El, vezi, Doamne, că nu. O învelea în cuvinte meșteșugite ca să nu pară ceea ce era, și anume o răzbunare asupra femeilor. Și o mai și chem decoct de femeie, de parcă n-ai pune o zeamă de femeie, că sună foarte vulgar, dar decoct sună de același lucru. Este straniu, pentru că declarația de avere a domnului Lavric dezvăluie un lucru. Că este întreținut de nevastă, care e procuror și care câștigă de 20 de ori mai mult ca el. Are voie, asta e treaba lor. E treaba lui, dar ar trebui să gândească că are o soție acasă și că scrind acea carte, prima femeie jignită este doamna soție de acasă. La faza aia când reduci, când obiectualizezi femeia, halul ăla. Ai viziune reducționistă, dar cum să spun? Tu, de fapt, și Darwin ar fi invidios. Tu, de fapt, scui pe toate femeile. Mă gândesc la unii scriitorilor care l-a înjurat de la rupt, dar nu l-a scos din... Cine? Manolescu? Da. Păi l-a înjurat și scrie în continuare și înjură în continuare. Următorul client este domnul Liceanu. Când emisiunea nu mai are... Când societatea nu mai are anticorpi, să-și dea seama că de fapt lucrurile alea nu trebuie să se întâmple nesancționate, pentru că dacă, știi, trebuie să le sancționezi. Societatea asta nu sancționează nimic, are o toleranță la rău îngrozitoare, vomitivă. Dacă te-ai dezis de el, de cel laș în România Literară, care e publicația Fanion? Vorbeam de Bădulescu, că e același lucru. Toleranță la rău. Dacă societatea nu... Știi, dacă un corp, organismul meu, se umple de celule canceroase și eu nu fac nimic, anticorpii nu sunt acolo, o să le am peste tot. La revedere. Și la un moment dat, când o să vreau să mă ridic după scaunul ăsta, nu o să mai pot, o să cad jos și gata. Dar aia nu e ce face organismul meu. Aia ce face o instanță superioară care zice, bă, gata, hai, uite, ești ca merele alea stricate, te împrăști, du-te. Da? Deci, există și aici în România noi nu sancționăm nimic, din potrivă. Și atunci ei asta înseamnă la cenzură transcendentală, ce îmi spui tu. Ei se sancționează, îi sancționează istoria, vremea, dar știi ce face asta? Efectul ăsta că, uite, a crăpat cu tare, s-a dus cu tare. Și nici măcar nu e foarte vizibil, că suntem în dimensiunea, e un labirint. Lumea pe vremuri mai înțelegea, acum nu. Că avem Facebook. Bun. În labirintul ăsta nu poți să vii să spargi iluzia. Da? Și atunci n-ai să-l vezi niciodată pe, nu știu, cu un din ăsta, un nenorocit din ăsta, un criminal, că se sparge în bucăți și se duce sau îi mănâncă ciorile din craniu. Da? Decât foarte rar. Dar se va întâmpla păstrând iluzia respectivă. Crapă. Dă bătrânețe. Sau ce face asta pentru noi în sine? Asta pentru noi induce o pedeapsă. Iar pedeapsa e așa. Noi nu ne dăm seama că oamenii ăștia nu trebuiau să trăiască în destula și să aibă viața aia tihnită și ne depărtează de justiția divină, pe care nu mai vedem, pentru că nu aplicăm nici pe aia omenească. Pentru că nu mai credem în justiție, nu mai credem în bine, de aici se trag toate. Necrezând în binele
din tine nu o să-l vezi nici pe ăla metafizic. Și în ani ajungem în forma asta. Ajungem ca un intelectual de talia lui Petre Meiancu să se întrebe unde era Dumnezeu când se întâmpla Holocaustul. Nu vrem să intrăm acolo. Fiecare, nu, aia e o discuție atât de minată și de... Nu vrem să intrăm acolo. Cel puțin nu acum, cel puțin... Intrăm altă dată, dar e păcat. Peste câțiva ani, când revine, tram la putere. Nu, glumesc. Glumesc. Eu glumesc des. Ce, nu mai avem voie să vorbim despre Dumnezeu. După câte unii, da, văd că nu mai e voie. Nu deci, despre. Când ai cenzură gluma la... Nu se ducea acolo. Când ducea, ai cenzură la pisicile aristocrate și la Peter Pan și la nu știu mai cine... S-a dat drumul la transgender în armată. Am văzut. Asta era marea problemă a Statelor Unite. Toaletele pentru transgender și domnule, nu pot să se încadreze în armată. Nu pot. I-a dat transgender în armată era foarte interesant. Prima dată transgender în armată era ideea administrației Obama, care vroia ca moștenirea administrației Obama să fie drepturile minorităților sexuale. Ok, și eu sunt pentru drepturi. Drepturi, da. Chiar în armată? Ești sigur că ce faci? O să iei o femeie care... se consideră bărbat și o să o trimiți pe câmpul de luptă să tragă talibanii în dânsa și cu tot harnașamentul ăla, poate că unii pot, poate că alții nu, dar oricum sunt nuanțe. Știi, reducționismul ăsta, absolutism. Da, dar nu stă singură, stă într-o tabără. Mai sunt și alte discuții, deci, care ies din luptă și cu creierii făcuți praf, mai trag și niște cocaină în ei de multe ori, că sunt vremurile grele și sindrom sânge peste tot. Sindrom post-traumatic și alte cele. Și după aia ne mirăm că stăm și anchetăm cazuri, ca tâmpiții. Da, ai și un transgender secretar de stat în Statele Unite mai nou. Și îmi pare rău că trebuie să facem toată agenda. Să-i zic el, să-i zic ea, nu mai știu, sunt confuz. Sunt confuz. O să mai fii? Nu, sunt confuz. O să mă mai facă confuz vreo câtva timp ei. Sau el. Știi că și la tronul doamnei Merkel, care se va retrage în această toamnă, râvnește și un domn gay. Și... Foarte frumos că râvnește asta, că una este actualul ministru al sănătății. Ideea este că nu, acum e demnitar, nu vine din stradă. E nu deja, adică asta. Societatea germană e suficient de tolerantă. Nu înseamnă că dacă e un ministru gay, al sănătății, nu, care nu dorește și el să fie și cancelar, de ce să nu fie? Un ministru bun, știi? Exact. Dar dacă ești, eu nu înțeleg, e clar că fiziologic nu ești acolo. Dar ce știu eu? Eu sunt o școală veche, domne. Da? Da, îți dau ăștia niște acolo. Nu, dar este așezat exemplar. Ministru al sănătății. Sună bine. Nu m-aș... În sfârșit. Sunt o răutăcioasă. Da, ești o răutăcioasă. Căutătoare de nod la papură. Asum. Foarte interesante lucruri se întâmplă în Statele Unite. Toată lumea zice, domne, ce se întâmplă? Că nu se mai aude nimic. Păi se întâmplă următoare lucruri. A desființat domnul Biden, presupun că e el acolo, că e acolo și că e el. Știi, ca sinuciderea lui Jeffrey Epstein. Nu era sinucidere și nu era lui Jeffrey Epstein. Ei mă duce iar cu Radio Erevan, cam într-acolo. Da. Acolo era, că nu era bicicletă, era, nu era motoretă, era bicicletă. Și nu era... a fost cedat, a fost furat. Exact. Așa și noi. Sinuciderea lui Jeffrey Epstein. Cucoana asta care e luată și băgată arestată din New Hampshire, cam prin zona pe unde stătuse Aleister Crowley, nu știu dacă știe lumea asta, chiar e un detaliu care pe mine mi se pare un detaliu. Dar mulți nu știu ce e cu Aleister Crowley. Suculent. Habar n-au. Aleister Crowley era un dezaxat care încerca să atingă absolutul prin tot felul de mijloace, inclusiv maratoane sexuale. Uh-huh. Și care îi spunea, dictonul lui era fă ce voiești. Uh-huh. Cu alte cuvinte, nu ai constrângeri, ești, tai capete, sfărâmi tot, dacă asta e voia ta, facă-se. Da, se credea, își spunea lui însuși bestia. Uh-huh. Are foarte mulți discipoli printre Beatles. Albume Beatles cu el pe copertă. Sgt. Pepper, Lonely Band, cred că. Și alții. Led Zeppelin. O grămadă de băieți din muzica pop. Li s-a părut cool. Problema e cu genul ăsta de că te joci cu tigru, știi? Te joci cu tigru, te tragi de coadă, îl tragi de urechi și da, tu trebuie să știi. Când e cu tigru, încă vezi cam cum reacționează. E în fața ochilor tăi. Când te joci cu de-astea negre metafizice, apropo de
discuția noastră cu Erosul și magia, trebuie să ai foarte mare grijă, știi? Că să ne distrăm așa în după amieze ploioase, da, e ok pentru toată lumea. Dar în momentul în care dai o altă dimensiune a activității respective, trebuie să ai grijă. Tu joci șahul sau șahul te joacă pe tine? Cam în toate țările există un bast cu tema asta. Nu e doar românesc. Peste tot am întâlnit în folclorul altor țări, se face disciplină la facultate chestiunea asta și e o tema recurentă a camerei închise, în care un nou locatar care vine într-un spațiu pe care nu l-a cunoscut este prevenit să nu intre. Are voie să facă absolut ce dorește. Și tema vine de la povestea lui Adam, Eva și Raiul. E același lucru transbordat oamenilor de data asta, că deși li se spune că au orice fel de posibilitate numai acea cameră să nu o violeze, asta fac. În toate aceste basme, la toate țările, intră în camera interzisă. Da, și de acolo se revarsă rău. Și cum îți explici că există, că există mitul ăsta? Este în diverse un mit forme. Universal, da, în diverse forme. Citiseră aceeași carte sau cum? Cred că a fost lăsat de zei, nu? Asta gândesc și eu, că pe vremea aceea nu era net să comunici. Ca să trimiți o solie, mergea calul sau trăsura până se plictisea. Mm-hmm. Ca să treci oceanul, trebuia să fi inventat corabia și nu exista. Și așa mai departe. Nu, depinde pe cine întreb. Că uite, în Australia au descoperit hieroglife și era greu de ajuns. Egiptene, cu nave egiptene, exact alea de pe... Păi știi cum e? Mă gândesc așa, că de pildă China și generalul Chihautian sau cum îl cheamă pe domnul general ăla, așa, da. Se gândește în visele lui când se gândește unde naiba duc atâția chinești, că sunt cam mulți. Se gândește așa că odată pe vremuri, prin Canceat, că am ajuns noi în America, înaintea Columb și a celor care au colonizat America, și noi suntem, de fapt, primii care au descoperit America. Și atunci și s-a cuvenit o bucată de America. Așa gândesc că... Da, deci, Nicoleta, pentru cine nu știe, că noi am devenit foarte eliptici, așa, da? Din cauza că avem un bagaj de cunoștințe și de multe ori ni se reproșează asta și lumea nu înțelege despre ce măcănim aici. Nicoleta Savin se referea la un articol destul de celebru deja, cred, sper și cred, publicat de noi, care se cheamă... Bravo vouă! Vă laud din toată inima. Stați așa că îl descoperim imediat cum că l-ați publicat, pentru că despre el știu, despre existența acestui document și a acestor teorii fasciste de-a dreptul știu mulți, dar nimeni nu scrie și nimeni nu spune. Păi câtă lume, câtă lume are curaj să spună adevărul. Articolul se cheamă Moartea este motorul care duce istoria înainte. Teorii fasciste ale Partidului Comunist Chinez. E vorba de acest general Chihautian, care a fusese pe vremuri și ministrul armatei și care în 2005 s-a dus, cred că, la Universitatea de Vârf din Beijing, nu aș vrea să menționez acum, care că nu sunt sigur, și a început să povestească despre planurile Chinei de a coloniza, planurile Chinei de a găsi spațiu vital. Și folosește exact cuvântul spațiu vital pe care o foloseau, pe care o foloseau naziștii. Uh-huh. Face paralele cu naziștii, îi pune jos, îi critică și spune naziști cât aveau, câteva zeci de milioane, noi aveam un miliard și... Da. Deci, o cultură, mă rog, mult mai adâncă aceea a Chinei și care spune că, doamne, se face rost de spațiu vital, că țara asta e mică și e făcută praf, poluată și... Lucruri foarte adevărate. Toate astea sunt foarte adevărate. Faptul că era populată, continentul nord-american era populat cu piei roșii, care veneau din Mongolia, și complet adevărat. Că au trecut pe sus, prin strâmtoare, Bering, parcă. Bering, da. Și că au colonizat. Și pe aia au venit ăștia europeni și au ras pe aia. Și ideea era bună, ați venit voi și ați ras pe aia, era pământul lor, adică al nostru. Și acum vă radem noi pe voi. Și cum vă radem? Doamna, pentru astfel de mărșovie găsește o justificare. Păi, dacă ești băiat deștept, găsești justificare pentru orice. Nu știu la ce se folosește, că uitați-vă la lumea asta, ticăloșită, e plină de justificări. Și cu toate astea e o ticăloșeală. Că, până la urmă, nu... Iar el zicea așa, nu putem să ne dăm cu bomba nucleară în cap, pentru că nu ajungem foarte departe cu asta. Și ideea era că se apucă să creeze virus, și virus de luptă.
Golești un teritoriu, că o armă chimică... Și o întreagă poveste. E articolul interesant. Lasă patrimoniul și oamenii. Este complet imoral. Este complet imoral. În afară cine de asta zice, adevărurile sunt acolo. Adevărurile sunt acolo. Deci e dezumanizat. E o gândire dezumanizată de oameni, de casapi. De oameni care nu. Da, e un glob întreg care tace. Știind că despre aceste cum să spun, nenorociri, da, știind despre aceste planuri, sunt o mulțime de lideri ai lumii care tac. Ba mai mult, fac din China port drapel la Davos. Și acum 4 ani când s-a instalat Trump și acum virtual. Bun, acum zici Davos. Da. Păi aia sunt europeni, poate că au o... se prefac în par niște valori cu americanii, nu? Dar până la urmă e și o competiție acolo. Și zice, domnule, nu știu, până la urmă poate, băi, asta americani, suntem europeni, amin. Întrebarea e, serviciile americane știu? Ei, că da. Eu știam de articolul ăsta din 2005. Aici până în februarie și acum 15 în public. 16. Și după aia am aflat și noi. Băi, pe Times chiar l-a publicat. Știu că a făcut la vremea respectivă, știu că urmea știrile, ambasadorul american din Beijing a făcut ceva valuri cu asta. Că până la urmă era ambasadorul țării pe care tu promiteai că o faci praf și te duci peste ei și deschizi casele și intri în ele. Că e puțin dus. Acum, tu crezi că CIA-ul nu știe despre asta? Că ei se ocupă cu... Corect. Eu cred că știe. Ce acum, afară. Care dar CIA-ul? Cam atent la ce se întâmplă înăuntru, deși nu e în fișa postului. CIA-ul, foarte interesant. FBI-ul se ocupă de intern, CIA-ul de ce afară. FBI, de terorismul intern, s-ar fi FBI. Păi și Homeland Security. Și atunci de ce CIA-ul vrea să inventarieze terorismul intern? CIA-ul, nu CIA-ul, ci John Brennan, care este fostul director al CIA-ului pe vremea lui Obama. Pe cont propriu așa vrea să facă... Un tip care a recunoscut că a votat cu Partidul Comunist în 76 sau 8. Aha. Acum tu ca să bagi, să ajungă directorul un om care a votat în 70 cu comunismul, să ajungă directorul CIA-ului. Ei, na, ca e vicepreședinte a Statelor Unite, Kamala Harris, care este mare iubitoare de comuniști. Nu, Kamala Harris e altă poveste. Kamala Harris a depus eforturi susținute în San Francisco. Nu vreau să fiu foarte vulgar cu lume comunistă, dar ea e politician. Politician de orice fel de politician vrei tu. Mai avem și noi fariții noștri, mai toți. Una e un politician și alta e un om care a fost șef de stație până în Arabia Saudită, băiatul ăsta, parcă. Sau nu știu dacă șef, dar a lucrat pe acolo. A fost și lumea spune că era atât de prieten cu terorismul arab încât, știi, până la urmă, prietenia aia, niște linii se blurau și, mă rog. Brennan vine și spune, ar trebui să avem grijă cu ideologiile extremiste. Și bagă acolo tot felul de ideologii, toate de dreapta, inclusiv libertarienii. Săraci. Pentru că eu am, în anii mei de serviciu, am observat cum amenințarea acestor ideologii creștea din ce în ce. Bun, ai observat tu, mă, băiatul, că tu n-ai voie să te uiți monitorizezi americani. Tu n-ai voie să monitorizezi americani, mă, prietene. Ar trebui să te uiți numai afară. Se dă de gol idiotul și, bine, Brennan e cunoscut că nu e cel mai deștept om de CIA. Poate că, probabil, chiar din potrivă, mă gândesc. Dar cum să spui așa ceva și să rămâi nesancționat? James Comey, cum e? James Comey este un... James Comey e flexibil și evaziv. James Comey nu mai e. Nu mai e, dar e și el un fost care s-ar putea să se trezească că nu-i place supremația albilor. Nu. De a zis-o și Biden, nu? James Comey e mult mai fostul șef al FBI-ului, care a îngropat multe dosare. James Comey e mult mai inteligent ca să vorbească contondențe. Da. Era perioada Hillary. Da. Și înainte un pic. Și James Comey a făcut... E multă lume proastă în Roma antică. A treia Roma. A treia Roma e putredă ca o... Mă tem că ni s-a terminat ora, mai erau niște chestii discutate, dar le putem lăsa pe joi. Eu n-am putut să spun că totuși, până la urmă, la acest moment, problema acestei planete poate să se supere Republica Populară Chineză până se înverzește de supărare. Este China. E o problemă pentru Statele Unite, e o problemă pentru Europa, care a făcut și greșeala să semneze un tratat. Și acum Spiegelul cere să se revină la el, dar e cam târziu că e semnat. Și e o problemă pentru întreg globul.
Și Parlamentul European s-a îmbățoșat la comisie. Da, puțintele așa. Pentru că, până la urmă, chestia aia a fost făcută de comisie și anume de doi oameni, de fapt. Uh-huh. Emanuel și Angela. Exact. Restul... Apropo, ca să le punem în ecuație, vorbeai de Italia și eu spuneam de ce Franța se simte mai bine, 4 miliarde de euro bagă în Serbia într-o centrală atomică două state, China și Franța. Și nu e singura colaborare. Franța a mai făcut. Puțină lume înțelege că e mai să și-o repet, doamne, sunt niște conducte underground, așa, subpământene, între comunismul chinez și cel francez. Oamenii au fost școliți de francezi. Nu numai Vietnam, Mao și oamenii din anturajul lui Mao. Pe vremea lui Ceaușescu, în România, îmi cădea mie sub mână, era un puști. Revistă China Focus, China Focus sau așa ceva. Și era o colaborare franco-sino-franceză. Da, da. Sino-franceză. Dacă îți imaginai și publica în România și cred că se publica sau ajungea până în România, era în franceză, nu mai știu, dar oricum era... De ce ai face tu țara occidentală asta pe vremea lui Mao, când erau niște descreierați? Bine, nici acum nu sunt altfel, dar acum măcar și-au pus haine, costume Gucci pe ei. Dar atunci nu avea niciun fel, erau îngheiați la gât. Dacă apărea pe coperta Adrian Stase, mai ziceai, da, ok, că afilierea acolo. Există această conductă subterană. Sunt creații. Comunismul e o creație europeană. Da. Nu este o creație asiatică. Iar în momentul în care comunismul, după omila asta, a mea părere de conspiraționist, ăsta băt în cap, care sunt? În momentul în care comunismul va începe să fie brutal descompus, lumea nu crede când spun asta, va fi descompus cu rădăcini cu tot. Va fi scos cu toate rădăcinile lui și sunt multe, nu e numai Franța și băieți de pe Wall Street. Inițial băieții erau nemți. Și din City, din veniți Londra. Veniți din Frankfurt. Acum sunt tot felul de alte nații. Erau peste tot și în Elveția și în Germania, mă gândesc că m-ar... Așa că, nu știu, zic și eu acum. Făceau mulțumire de răzbătii. Trebuie să încheie emisiunea, o să ne revedem joi. Vă îndemn să căutați în Epoch Times acest material pentru că trăim într-o vremuri tare periculoase și cred că măcar noi cei care mai avem încă drept de vot ar trebui să căscăm ochii. Dar ce te avem faci drept când, de vot asupra ce te faci când noastre? Votezi și numără alții pe dos. Apropo, Dominion a dat în judecată cerând o sumă imensă de la Rudy Giuliani pentru că au fost învinuiți chipurile că au furat și nu au furat, ei sunt virgini și de vreme acasă. E complicat pentru că există niște mărturii date în sub jurământ în Italia. Despre adică... toate acestea cred că discutăm joi. Și cer lui Giuliani 1.300.000.000, pe care oricum nu-i are. Știi că nu-i are. Și Giuliani, el e din New York. În New York sunt oameni foarte duri. Și știi că se spune că ar fi căzut în disgrație, dar despre asta joi. Numai bine, de la 22.30, aceeași emisiune, cea de astăzi, o puteți vedea și pe București TV. Și ne mai găsiți pe Rumble și pe BitChute, dacă nu... YouTube-ul ne-a demonetizat pentru că ne-a zis, domne, ați încălcat politica acestei companii, nu ne-a spus ce politică are, trebuie să ne dăm seama singuri ce am... Trebuie să reflectăm. Cu autocenzură, ca pe vremea împușcatului când te duceai și îți făceai autocenzurarea gândurilor, Mao făcea de astea, i-au luat modelul foarte bine. Noi însă ne-am zis, domne, uite, noi nu ne cenzurăm și nici nu o să stăm 3 secunde să ne gândim ce am încălcat, pentru că e o prostie. Cert e că îl demonetizează și nu se știe când și cum dispare. Îl găsiți pe BitChute. Dacă veți căuta ora de veche pe BitChute, ne găsiți acolo. Băieții aia încă nu le șterg. Iar când or să le șteargă, le veți găsi pe serverele Epoch Times, în orice caz. Pe joi, toate cele bune!